Andrei, spune-mi, cum ai văzut Bucureștiul ăsta pustiu? Bucureștiul tău care e plin de viață, plin de istorie. Cum ți s-a părut Bucureștiul, golit de lume? Da, s-a părut șocant. Repetim șocant. Mie îmi place foarte mult aglomerat, dar chiar îmi place foarte, foarte mult. Îmi place să merg cu metrou când e aglomerat, îmi place să merg la evenimente, îmi place la cluburi. Deci, mie îmi place atmosfera. Oameni foarte mulți. Așa sunt eu orașul. Era un oraș butaforia. Deci am fost în jurul Paștelui, am fost să fac poze prin centru. Am făcut hârtie, tot ce trebuie, niște bani, trebuie să fac poze în centru. Curăț. Nu glumesc, am puțin parcă mi-a venit să plâng, într-un fel, știi? Nu numai neapărat că erau închis, că totuși așa închis, poți să vezi orașul, am văzut de câteva ori orașul așa închis, că mergeam sâmbătă dimineață, sau duminica dimineață, știi, în centru, tot la fel arată. Dar acum era, nu știu, urât foarte urât orașul, parcă era un oraș abandonat. A fost o scenă în care s-a filmat viața și dintr-o dată s-a abandonat, a plecat, s-a dus să filmeze în altă parte. Ce era trist, nu numai că era pustiu, foarte multe firme aveau un geam scrisori din astea de la bancă. Nu știu dacă erau somați sau nu. Aveau scrisori chiar dacă nu erau de la bancă neridicate, că multe aveau scrisori neridicate. Multe aveau tot mobilierul unde s-a înăuntru. Altele au plecat complet de acolo. Vedeai că cârciuma X m-a venit înăuntru la goală, fără scaune, fără nimic. Deci pentru mine a fost un șoc complet. Șocul. Plus că atunci când sunt oameni pe stradă, nu mai vezi decătirea clădirilor sau cu ce hal arată, știi? Oamenii au ți atrag atenția sau acoperă ce urât. Acum, fiind singur, chiar singur, cât au fost 4 oameni, 2 femei cu pisică, cu câine, o doi poliție și atâta. Deci am întâlnit în 2 ore și ceva când am plumbat prin centru. Deci ai avut timp să te uiți și la spalidici ochi, știi, primește cerul, am primit clădirile și nu prea arătau câinilor. Deci a fost șocat, chiar șocat. Nu știu dacă cândva va reveni sau când va reveni. Ai ieșit acum zilele astea, adică bănuiesc că ai fost la servici. Cum ți s-a părut? La serviciu am fost o dată special, am fost ca să merg cu metrou. Deci metrou, că nu lucrez în telemuncă, dar o dată special să merg cu metrou. Tot la fel, 2-3 oameni cu metrou, la serviciu n-au reușit acolo absolut deloc. Mă bucur că era băiatul de la cafea la mixologie, Alex, știi? Dar în rest, tot la fel, un oraș pustiu, abandonat complet. Asta a fost întotdeauna asta la început. Acum am fost azi dimineață, am ieșit cu bicicleta. La ora 8, parcul Iure, era full de alergători, de bicicliști, de oameni cu trotinete, cu tot ce vrei, știi? Parcă se așa că dintr-o dată le-au dat drumul din pușcă și au ieșit să se bucure de mișcare. Așa a fost și eu, de fapt, nu numai ei. Deci, altă viață. Iar orașul a prins viața. Mă, nu știu cum, ce viață va fi, dar a prins viața. E cam teamă de viața care va fi, a? Teamă nu e, dar îți dai seama că nu o să mai fie momentan pentru o perioadă cea dinainte, cea care îți plăcea. Te adaptezi, totuși. Nu suntem ca la o grădină zoologică în care primim masă, casă, sau mai bine globul pe acasă să dea o bombonică. Te gândești că o să fie mai bine. Dar tu, ce ai fost? Tu pe unde ai fost? Tot acasă, tot. N-ai ieșit deloc afară? Poftim? N-ai ieșit deloc afară? Nu. Doar până la magazin și înapoi. Păi, la Mega. Și tu, da. Păi și tu la fel bănuiesc, nu? Da, la fel. N-am ieșit deloc. Deci eu sunt mai de luni, de zile. De luni, de câte o lună jumate, două, câte au de martie, așa, din martie. Deci a fost aprilie complet, deci cred că au fost 2 luni. Am așa vreo 2 luni de cât am. Și ce vezi de aici? Ce vezi de la fereastra ta? De la geamul tău? Ei, mai știu, pot să văd dacă mă ridic așa pe vârful și mă uit, poate pot să văd cimitirul. Asta, da. Care este înflorit, e frumos, e înfrunzit, arată foarte bine. Văd piața și pot să văd spre statuie. Nu. Cam asta pot să văd. Deci pot să spun că totuși zilele astea au fost zile interesante și zile bune pentru că am făcut ordine prin casă, sau de cum toată lumea, știi? Dar mai ales am făcut ordine prin, cum se cheamă, prin fotografii. Înainte făceam cam vreo până în 10.000 de poze pe lună. Asta era o nebunie. Nebunie era, efectiv nebunie, dar era o nebunie care totuși se justifica pentru că multe făceam rafala ca să prinzi. Acum după aceea ștergeam. Da. Și am avut ocazia să aranjez arhiva de filme din anii 80, anii 90, să aranjez arhiva asta de filme digitale cât de cât. Nu? Și să mă gândesc la proiecte de viitor, că Bucureștiul meu drag. Nu știu dacă vor face ca, nu vor fi ca până acum, dar vor fi, trebuie să fie. Ce te-a mai surprins în arhiva aia? Ce ai mai găsit? Ei, am găsit prieteni. Am găsit
familia. Am găsit prieteni, pe bune, nu am mai ieșit. Chiar a fost ocazia să mai vorbesc cu ei, să-i sun. Deci prieteni care nu au uitase, nu uitase neapărat, dar știu cum e, că sunt mulți într-o parte în alta și nu mai e aceiași prieteni, aceleași ori. Am căutat prieteni și care am găsit. I-am sunat, i-am vorbit pe Messenger, asta poate și cum ar fi apropierea de oameni, am găsit în arhivă. Oameni dragi care, din păcate, unii au dispărut, din păcate, colegi de liceu nu mai sunt. Asta mi se pare trist la vârsta noastră să nu mai știu. Și ar fi mai astfel, am redescoperit orașul și m-a făcut în descoperirea orașului. Anii, exemplu, în 2000, nu se pare, acum 10 ani, acum 20 de ani, 2009, înseamnă 10 ani, nu? 11 ani. Fantastic, era alt oraș, total alt oraș, 2008, 2009. Centru vechi, încă nu de-abia intraseră banii din Uniunea Europeană, știi? Încă nu se făcuseră vopsele astea pe pereți, nu se făcuseră străzi. Deci era un oraș destul de provincial acum, se pare. Orașul de acum 10 ani. Asta e ciudat. Citește cu asta. În primele momente, cum ai suportat? Ce gânduri ai avut? Ce emoții ai trăit? Ale COVID-ului, vreau să spun. Da, știu, cred că eram puțin speriat. Eram mai speriat, știi? Eram puțin panicat. Dar în același timp, hai să văd cum e, tot la fel. În primele zile, chiar în primele zile, m-am dus spre Oșean, pe jos, la mine. Oșean însemna să trec de lângă cimitir, ajung cimitir, fosta vilă, care acum nu știu cum se cheamă, fosta vilă care e Carrefour, dar e altceva, nu Carrefour, făcea Oșean. Și când din vila aia, fosta vilă, a apărut un tânăr, avea o mască din aia de super mască de protecție, super ochelari, super mănuși, m-a și speriat la lumea, că se crede ce hal arăta împărcat, nu am fost, că am zis că e. Dar oamenii, afară de el, toți oamenii erau legeri. Dar eu, personal, am fost puțin stresat. Nu știam că întâmplă, nu știam cum e, mi se părea ciudat, știi, să te ferezi ceva. Nu era ceva ca să vezi, știi? Chestii care nu vezi, poți să respiri mai adânc pe nas și să răcești oamenii. Cam așa a fost. Și ce te-a, cum să spun, ce te-a pus pe linie? Regulile, faptul că te-ai adaptat la reguli? Adaptarea. Deci, pur și simplu, adaptarea. În primul rând, te gândeai că e o perioadă scurtă, nu te gândeai că o să fie la infinit. Da. Cumva, nu știu dacă mă aminte de anii de, nu știu dacă știu, ultimele luni de armată. Dar erai constrâns să faci toate tâmpenile care spuneau ei acolo, să le faci, să știi, dar în același timp te gândeai că mai o lună, două și scapi. Era un fel de amere. Știi? Adică da. Înțelegeai situația cât de cât și aveai bucuria de a sta în casă, de a face cu soția chestii care nu le făceai înainte, de a regăsi obiecte pierdute sau... Asta a fost chestia. Deci a fost o perioadă de regăsire a multor chestii. Dar asta a fost pe... Mișto că ți-ai amintit de armată. Da, da. Păi, a fost la teren 9 luni, au fost suficiente, cel puțin la armată. Tot la fel, primele luni armată a fost șocant. Eram ca la pușcărie, mă simțeam. Deci, la pușcărie. Chiar dacă a fost în București, o facultate se făceau în fiecare an în altă parte. Și facultatea era să nu se facă București. Poate a fost un ghinion să facă București. Vreau toți nebunii de aia, toți boșurăcii aia de general boșură, boșurăci de aia în ultimul hal să ne facă inspecție. Și aia cerul la imen și ei făceau inspecție, se supărau că noi că aveam izmene pe noi sau și chestiunea asta. Eram românul adevărat care se lăsă în tranșee. Uite că nu eram, asta e care vreau să fie, știi? Ce ai descoperit prin casa ta? Cum ți-ai descoperit aproapele? Soția. Păi, soția am descoperit-o făcând lucruri împreună. Ce ați făcut împreună? Ce ați făcut împreună? Ce nu făceam înainte, se făcut mâncare împreună. Nu prea făceam mâncare împreună. Făcea ea, era, mai făceam și noi, dar acum am descoperit să facem mâncare împreună. Să facem urmă împreună, să facem curățenie, să facem... Păi, am descoperit foarte multe obiecte care aveam nevoie de ele. Am acumulat aici, cred că toată lumea spune asta. Dar pur și simplu s-au adunat la prostii, de nu ai ce face cu ele, mă, pur și simplu. Și te gândești că te gândești, alții nu au ce face cu ele, numai că nu ai tu ce face cu ele. De alții s-ar face. Și va fi, la fel, am prea mai puține lucruri, am mâncat, că tot ce aveam prin casă, am mâncat, deci nu mai era, că era o resipă. Deci făceam mâncare, mâncai la serviciu, îți luai pachet eventual sau îți luai pachet, mâncai și aruncai mâncarea. Deci înainte arunca la mâncare, deci vreau să crezi cât am mâncat. Acum am început să nu arunca așa multă mâncare. Și am descoperit bucuria de a bucuria de a sta acasă, nu ca pensionar, și ca avea ca un individ activ care are două ore în plus cât îmi lua drumul cu la serviciu. Ne mai putut fotografie, mai fac afară fotografie, ne-am putut fotografie afară, a fost în casă. Și am descoperit că am o casă foarte frumoasă, poate vine așa cu o bucătărie, că pe folie nu știu cum, dacă poate lumina la ora aia, știi? Balconul tot la fel, deci ai descoperit lucruri care nu te știai că sunt așa frumoase. Deci ai descoperit bucurii în plus. Asta e. Ce ați gătit?
A, păi nu mă aștept, de toate. Pur și simplu de toate, de la obișnuitul pui, că noi mâncăm carne de pui, nu mâncare de porc, până la, nu știu, guacamole sau, nu știu, din astea chinezești sau chestii de astea, adică fie pe lângă pâtăria tradițională a familiei, ai adugat și alte, toate ori de pe internet, ori din cărți, că aveți și cărți de bucate și atât mai departe. Deci, s-a variat foarte mult bucătăria locală. Și ce făceai? Ce făceai? Ce sarcini ți-a dat să faci? Că ea totuși era șefa, știi cum e? Exact, eu sunt alea basic. Curăță, taie și atât. Mai aha, parte, aici te-ai lăsat doar. Da, nu zic că mai pune niște ori sau mai pune, nu? Atât. Era cu basic-ul. Bun. Poate ăla mai... Dar ce a fost și greu pe roată, a fost că nu m-am întâlnit cu fiica. Aia mi s-a părut foarte greu. Chiar dacă stă la o stație de metrou de aici sau ce altă parte, nu... ne-am văzut mai pe net. Asta e bine că ne-am văzut pe net. În perioada asta a fost ziua Andrei, fiica noastră. La fel, am sărbătorit-o pe online. A fost ziua mea, tot online am sărbătorit-o, cu cadouri trimise prin curier. Și a fost interesant, dar la același timp trist. Sper că ne vedem zilele astea. Păi, ce era trist? Pe geam, să vezi pe sticlă, să-i vezi pe ceilalți pe sticlă. Nu e, să se lângă, să mângi, să simți, să vorbești, să, nu știu, altfel, sticla e sticlă și acum pe tine, te văd acolo, ești acolo, poți să fii în America, în Canada, undeva, într-un beci poți să fii. Da. Altceva că suntem față în față. Da. Ți-ai făcut tort de ziua ta? E, nu. Că vreau, vezi că asta e chestia, tu la fel, că la fel tot zic la fel. M-am îngreșat. Deci, fără tort a fost. Fiind a fost săptămâna trecută, fiind săptămâna trecută asta, am avut o perioadă mare până să ajungă de ziua mea, că am acumulat alte calorii din alte prostii ca să mai am fost tort. Păi, să te întreb acum dacă ai făcut sport. Puțin, prea puțin. Azi am fost cu bicicleta afară. De azi am început să fac sport, merg zilnic cu bicicleta. Prin parc, azi am fost până în 23 august, acolo, până în parcul 23 august. Am trecut până lângă Iure, până lângă Gloria, fosta Gloria, cinematograful Gloria, care mai e acolo. Poate înțeleg. Eu, mașina am aici peste drum, mașina, o țin lângă ștrand și am o mișcă de pliantă care o țin în portbagaj. Și e foarte ușor. Și din portbagaj, dau o tură, o pliez și vin acasă. Chiar mă gândeam, ar fi interesant să facem să fie niște garaje pentru biciclete. Știi? E zona asta unde poți să fie supraveghete 24 de ore, din 24, de exemplu, la un peco sau la un petron, poate să fie un garaj. Da. Și poate, că mă știu și o bicicletă mai mare, nu mai asta pliantă, care o ține micuță și mergi greu cu ea. Cum ai? Ce limite te ai? Uite, îți dezvălui una din limitele tale. Nu ești... Nu faci sport destul. De ce n-ai făcut sport destul? Pentru mine sportul înainte era mersul pe stradă. Da. Cursele prin București era sportul. Nu fac sport. Nu, că nu fac. N-a funcționat, să spun. Nu că e ceva de... Bine, dar n-a funcționat sport. Decât bicicletul și mers pe jos. Sau înainte mergeam la munte, adică erau alte sporturi. Dar... Ai avut mult timp, cum spuneai și tu, cum l-ai, cu mintea, cum l-ai dominat, cum te-ai gândit la el, la atâta timp liber? Măi, timp liber n-am avut, pentru că am fost la serviciu, deci am avut de plus două ore. Deci alea două ore, o oră dimineață, când mă duc după masa, dacă luăm așa. Deci timp n-am avut mult mai mult decât până acum. Și ce-ți zis? Deci m-au fost casa, a fost arhiva de poze, deci n-am avut timp. Iar încă mai trebuie timp. Da. Mă întreb cum o fi la pensie să fii. Știi? Atunci e problema. Acum, fiind activ la serviciu, nu las încerc. Și cum ai reușit să muncești de la distanță? Păi, cred că am muncit mai mult, simt. Simt că mai mult. Adică, la serviciu mai o fie vreo antrenor, mai venea un coleg, mai vorbea cu el, mai ieșea la o plimbare, mai te duceai până jos la o cafea, știi? Deci, la serviciu, timp fi mori, sunt mai mulți decât acasă. Știi? Acasă sunt, poate sunt mai deși, dar mai scurți. Nu mai scurți. Asta e. Deci, cumva, satul de acasă nu e bine. Clar, apoi la muncă. Dar tu cum e la tine ca zi? Ca jurnalist cum e de acasă? Nu. Întotdeauna la fel. Vorb. N-am. Nu m-am oprit. Dar înainte mai mergești tu pe la... Scrii când scrii. Scrii când scrii. Dacă scrii.
Nu e așa o obligație. Nu e o obsesie. Adevărat, dar nu. Dacă când vrei să făceai un interviu ceva, te întâlneai cu el la o cafea, la o... E adevărat. Și unul din regret a fost că i-am exclus cumva pe cei care vroiau să ne vedem. Erau obsedați să ne vedem. Am niște interviuri, de exemplu, restante cu niște oameni care ei au spus că numai așa, numai față în față îmi dau interviu, dar eu nu mă pot duce la ei. Este imposibil. Deci în față, da. De exemplu, în perioada asta am organizat o expoziție. Wow. Online, virtual, da. Da? Cheamă Drag de București și tema dumneavoastră era ce ți-ar face să faci, să pozezi după ce scap de ciuma actuală, știi? Și a fost o expoziție online pe un site virtual în care intri, te primi ca într-o galerie. Și nu mai că te plica o galerie, dacă te înscrie acolo, ca om, îți apărea o și fantoma ta, așa, un omuleț, îți apărea ca un omuleț. Deci, a fost interesantă, deci, ca întâlnire online, am fost 50 și ceva de oameni expozanți. Acum să vedem dacă ce ai zis noi că am expus acolo, Drag de București, eu am pus o poză pe Calea Moșilor, pe lângă Calea Vechi. Dacă o să o refacem, dacă așteptăm cu drag, acum să o refacem. Eu sunt azi, după masă, vreau să mă duc la Cărturești, la Cărturești Friends, în Friends, acolo lângă arhitectură. Asta vreau să facă după masă. De unde nerăbdarea asta ta, neastâmpărul? Ești neastâmpărat, ar zice. Învățătoarea noastră ar zice, ești neastâmpărat. Exact, de unde neastâmpărul ăsta la tine? Nu știu, așa a fost întotdeauna. Mă știi că ne-am în clasa a 3-a, 4-a. Da, da. Stai în N3 sau N4, nu mai știu în ce N stai. Care? N3. N3 era chiar lângă școală acolo, știi? Păi, întotdeauna a fost acesta. Simte, dacă mai la școală, odată, la ora de practică, făceam, nu mai știu ce făceam, băcătușerie. Și eram chiar, atelierul era chiar sub laboratorul de chimie. Și laboratorul de chimie, noi aveam chiuvete, multe chiuvete. Iar în atelierul de la cătușerie, erau niște ținți cu apă, de la chiuvetele de sus. Și eu, proful că nu intrase la oră, m-am învățat din țeava aia, acolo, sub de o țeavă și spuneam huța. S-a rupt țeava aia, lăsa mă, a fost o inundație. Nu-ți vine să crezi, curba e, în afară că nimeni nu m-a părât. Și proful ăla era speriat că nu veniți la oră. Și ne-a zis, domnule, să spuneți că am stat aici înăuntru, s-a spart de la sine țeava aia. A fost interesant asta, apropo de școala generală. Da, deci a citat din școala generală. Poate și înainte. Da. E benefic. Pozezi, umbli mult, călătorești. Deci, nu credeam că pozele mele, uite, anii 80, nu le făceam pentru eternitate sau pentru istoria orașului, făceam cum să le fac. Și să știi că foarte târziu am descoperit valoarea lor. De-abia acum 4-5 ani, când a făcut albumul ăla, anii 80 și 2016. Până atunci a stătut la maică mea, sub pat, undeva, în dulap. Deci erau aruncate toate negativele. Ca și când din ele câteva, erau aruncate și mă gândeam la ele, nu știu ce, chiar nu știu ce. Și într-o dată mi-am dat seama că sunt foarte importante și, aș putea spune, chiar unice unele dintre ele astea, cu viața de școală și ală. Plus că era ușor interzis să faci, sau controlat mai precis să faci poze. Da, sau ciudat, că asta mi se pare, mie ciudă și mie trist, mi se pare zilele noastre. Nu vezi fotografii din anii comunismului, adevărat fotografii de stradă sau fotografii cu viața reală. Cred că este Asociația Artiștilor Fotografii România. Aveam mii de membri, nu a fost membru, știi? Nu știu ce aveau acolo, pozeau floricele, ce pozeau? Foarte câțiva, puțin. Și Pandele, Andrei Pandele, ce are fotografie, a fost foarte. Dan Dinescu, sunt foarte nume pe o patru dește. Bucur că printre ei număr și eu, știi? Asta s-a făcut la întâmplare. Toată atmosfera de școală, de liceu și de facultate a fost la întâmplare, o întâmplare fericită pentru toată lumea. Andreea Firmea, care m-a ajutat să fac albumul ăla cu anii 80, noi avem să credă ce atmosfera era în clasă sau era normală atmosfera, ca și acum. Știi? Mulți se regăsesc. Nu acum că toată lumea, că nu mai joacă capra sau lapte gros în clasă. Dar totuși, îți regăseai zile de școală. Plus, aveai
o inocență. În anii 80 aveai, erai adolescent, nici nu te gândeai la toate cenzurile, la toate presiunile, la scoteai aparatul și făceai... Da, dar asta a fost o problemă. De două ori mi-au confiscat, știi? Și chiar au dus la... Dacă observi în fotografiile mele, n-am absolut nicio poză cu Casa Poporului în construcție. Niciuna, că acolo a fost toată când m-am confiscat odată aparatul. Și parcă am rămas cu o repulsie, nu neapărat frică, o repulsie, că am pozat în continuare orașul. O repulsie față de Casa Poporului. Nu-mi dau seama de ce. De-aia e ciudat. Deci Casa Poporului nu se regăsește absolut deloc. Da, una dintre cele mai interesante poze care le-am făcut a fost toate că am pornit pe Dâmbovița, să fac poze pe Dâmbovița. Dar, din păcate, a început să fac poze pe Dâmbovița, când Dâmbovița încă era demolată, a început să o aranjeze cum e acum. La fel, îmi pare rău că eu am făcut practica la o întreprindere, undeva unde este acum Parcul Natural Văcărești, acolo. Băi, ne-am făcut o poză acolo. Îmi se pare atât de ciudat că am făcut poze. Era o țară foarte ușor asta industrială, cu fel de fel de vagoane, locomotive, ca să ajungi la fabrică, știi, duce prințele pe acolo. Era foarte, foarte industrială zona aia. În Gabator. Ce poză ai în partea ta dreaptă? Cine e în poză? Acolo e Andreea. Așa. Andreea făcută, poate, când a fost ea la o crâșimă la Casa Poporului, la Casa Scânteiei, la 2 octombrie, mele, știi? Și eram în lift. Poze cu fiecare, e singura poză care am atârnată aici. Și la intrare am poze cu mai mulți prieteni, cu familia și prieteni. Dar tu cum ai afișurile? Afișurile cum le-ai ales? Sunt afișuri de filme? Sunt ale copiii, puștiului. Este camera lui, aici este birou. Exact. Și ce, casa ta e plină de poze? Ți-ai pus poze peste tot? Nu, am decât nu. Asta absolut este singura poză mare. Și la intrare așa, am o coadă de rând foarte mare, cu niște poze, carte poștală, cu niște poze. Deci n-am fotografii de loc pe rest. Da, am găsit... Nu, tu ai. Nu. No. Este filmele americane, au ea pe fel de fel, pe pian sau pe dulapuri, au așa un altar cu poze. Nu, dar e interesant că tu ești fotograf și da, mă gândeam că ai casa plină de poze peste tot. Nu, am un album de poze. Și da, acum deci, e o ocazie foarte bună să ieși la pozat, să te relaxezi, știi care fac poze. Da. Un telefon, orice, nu contează. Chiar au ocurrit, de fapt, poze foarte multe cu parcurile. Acum, chiar zi, azi, sunt mai aici afară să facă poze. Deci, știi ce, răstă, oriunde, știi? E o relaxare totală. Da. A fost ca un fel de, nu știu, amere, nu știu de fapt.